Petromedia l-a făcut pe Dinu Patriciu cel mai bogat român. A fost forța cu care omul de afaceri a negociat cu 3 guverne succesive privatizarea, amânarea la plata unei datorii istorice de peste 600 de milioane de dolari și, în final, acordul pentru vânzare. M-am distrat mult în anii ăștia. Și mi-a plăcut. Dinu Patriciu. În 2007, Dinu Patriciu vinde rafineria Petromedia cu 1,5 miliarde de dolari. Eu o să vă spun o poveste. O cumpărase în 2000 cu un preț de 30 de ori mai mic. Azi, cu 1900 de salariați, de 6 ori mai puțin decât în 90, Petromedia este motorul prin care compania de stat kazahă, Kazmunaigaz, face bani în jurul Mării Negre. The benefits which is coming to Romanian state is quite clear. Because you see the increase of the taxes, you see the increase of the number of jobs, and I don't think that any government can afford such a loss in front of the electorate. Electoratul conectat la Petromedia înseamnă azi în jur de 3.000 de familii. O treime din Nevodari depinde, direct sau indirect, de rafinerie. E unul dintre motivele pentru care actualul guvern a renunțat să-i mai pretindă aproape 700 de milioane de dolari în contul datoriilor istorice. Sunt multe companii din România care au avut datoriile șterse, da? Și nu a mai făcut nimeni scandal. Petromedia ajunge să se numere printre marii datornici la stat în primii ani după 90, când pentru a plăti țițeiul importat se împrumută mai ales de la Bancorex. Până atunci, rafineria funcționase cu petrol din Iran, așa cum fusese gândit în 1975. A fost anul în care Nicolae Ceaușescu a survolat litoralul în căutarea unui loc pentru o rafinerie la Marea Neagră. Când a venit Ceaușescu cu elicopterul ca să le arate proiectanții unde și cum vor să amplaseze rafineria, acolo era cultivat și a întrebat, uitându-se spre mare, a văzut aici era un baltă, era stuf, era ce acolo? Acolo e baltă. Păi ce, cum, voi vreți să stricați aici agricultura, porumbul și acolo facem rafineria. Din cele 400 de hectare pe care se întinde platforma de la Nevodari, 37 sunt aduse de pe fundul mării pentru a acoperi mlaștina. Nicolae Ceaușescu bate primul țăruș în iarna lui 1975. Primul țiței a intrat în rafinărie în 1979. Dintr-un oraș cu 6.000 de oameni, Nevodariul ajunge rapid la peste 30.000. Unii vin pentru un loc de muncă și un apartament la mare. M-am angajat în mai și prin septembrie am primit apartament. Alții se gândesc la bonurile de benzină, un lux la acea vreme. La mine era un rai. Atât de bine echipată și tehnologizată la ultimul standard mondial, nu putea să facă pierderi decât dacă era furată. 1989 este anul în care România atinge recordul la rafinare. 34 de milioane de tone de țiței prelucrate în 10 rafinării, în condițiile în care extracția nu atingea nici 10 milioane. Două treimi dintre rafinăriile României, inclusiv Petromedia, depind de petrolul importat. Sub guvernul Roman, Petromedia primește statutul de societate comercială și începe să se împrumute mai ales pentru materie primă. Apar primele interese politice și, odată cu ele, primele datorii. Te pun director acolo, dar când te sun, faci și îți spune, tu te trimite 2 vagoane de benzină la IAS-ul cu tare, că o să-ți dea banii. Și nu se mai vedeau banii niciodată. În primele luni după Revoluție, la Petromedia apare Mark Rich. Controversatul om de afaceri american, fugar din Statele Unite după condamnare federală, făcuse în anii 80 tranzacții cu țiței în România. Pentru rafinerie, prezența lui Mark Rich înseamnă doar înlocuirea unora dintre instalațiile făcute în România cu unele second-hand din import, vopsite ca noi. Valoarea rafineriei scade treptat. Până în 1999, Petromedia se împrumută constant pentru a comanda cantitățile minime de țiței cu care să funcționeze. În 1997, doar datoria către Bancorex este de 120,5 milioane de dolari. Creditele depășesc însă 170 de milioane de dolari. Li se adaugă pierderile și datoriile directe către buget. A fost căpușată de niște gangster, nu de găinari, astfel încât era principala generatoare de pierderi din economia națională.
La presiunea FMI și a Băncii Mondiale, guvernul CDR, prin semnătura ministrului industriilor, Călin Popescu-Tăriceanu, include în 1997 Petromidia pe lista de lichidare. Doi ani mai târziu, închide operațional rafineria. Petroliștii de la Nevodari vin la București. Am întrebat de ce nu ne-a lăsat să ne privatizăm în 93. Atunci mi-au afirmat de la miniștrii de acolo că au fost generalii din România care nu vreau ca Petromidia să se privatizeze. În 1998, fondul proprietății de stat scoate la vânzare pachetul de 65,3% deținut la Petromidia. În ianuarie 1999, semnează cu societatea Akmaya un prim contract. Compania turcă accepta să plătească 238 de milioane de dolari pentru acțiuni, își asuma investiții de alte 235 de milioane, inclusiv materie primă, și plata datoriei, calculate atunci la 317 milioane de dolari. Turcii stau câteva luni la Petromidia, dar nu aduc țiseiul promis. A avut promisiuni de la cineva, cred că tot politic, că li se vor șterge datoriile, dar n-a mai avut nimeni curajul să dea hotărârea de guvern. Șeful FPS e convins că turcilor li s-a făcut o înscenare. Un angajat al companiei este arestat și acuzat de sustragere de informații secrete în timp ce trecea granița cu documente de la Petromidia. A fost în mod surprinzător arestat, spre stuporea nu numai a noastră, a celor de la FPS, dar spre surprinderea completă și a președintelui țării, care, interpelat de mine, nu a fost în stare, Emil Constantinescu, să dea o explicație acestei întâmplări. Astăzi sunt convins că cei care au vrut să blocheze privatizarea cu turcii au fost ofițeri superiori din serviciile secrete românești. După părerea mea, au stat și în spatele privatizării cu Rompetrol. Rompetrol apare la Petromidia în 2000. Compania specializată în import-export de țiței înainte de 1989 fusese privatizată în 1993 prin cupoane acordate exclusiv salariaților. Este preluată în 1998 de Dinu Patriciu. Înainte de a intra în afacerile cu petrol, fusese arhitect, repartizat imediat după terminarea facultății, la Institutul de Proiectări al Ministerului Comerțului Exterior și asistent la arhitectură. El primi bani, a făcut din premiile și salariile colosale pe care le-a primit în Statele Arabe, a construit foarte mult în Abu Dhabi, de pildă. Putea un cetățean român să păstreze acești bani câștigați în străinătate sau cumva îi lua securitatea în mare măsură? El avea un statut special. Era aproape fugit din țară. La a doua zi după răsturnarea lui Ceaușescu, a abandonat tot ce avea în străinătate și a venit în țară. În februarie 1990, Dan Costache Patriciu înscrie prima firmă din România, Alfa Construcții. Era un birou de arhitectură, evident. Lucram cu câțiva colegi. Unul dintre ei și-a luat o mașină, o pușcă de vânătoare, celălalt și-a cumpărat un apartament. Eu am investit în terenuri, până la ultimul ban. Și așa a început aventura. La Petromidia nu intră totuși ca un aventurier. Atunci când americanii, dar nu mai știu ce societate din Statele Unite, a vrut să cumpere Petromidia, el a fost consultantul lor. Și consultant fiind, a avut acces la informații și a ajuns la concluzia că ar putea să facă ceva. Chiar dacă în 2000 mai multe companii se arată interesate de privatizare, Rompetrol pleacă din start ca favorită. Vreo doi doar au depus oferte conforme, dar păreau să fie frați de sânge, pentru că era Rompetrolul și Petrol Export Importul. Amândouă firmele sunt succesoarele unor firme de comerț exterior ale fostei securități. În octombrie 2000, Dinu Patriciu semnează preluarea rafinăriei. Se angajează la plata a 50 de milioane și jumătate de dolari pentru pachetul majoritar de 69,9% din acțiuni și asumarea integrală a datoriilor acumulate. Radu Sârbu susține că doar datoriile către buget erau de 225 de milioane de dolari. Acestora li se adăugau creditele de 325 de milioane, pentru care Petromidia obținuse eșalonări de la Bancorex și de la Ministerul de Finanțe. Cam acolo au vândut-o la 6-700 de milioane cu totul, pachetul, din care acțiunile erau puține, însă datoriile erau enorme și obligațiile de investiții. Când Dinu
a decis să o cumpere. Țin minte că i-am spus că este în pericol de moarte. I-am spus pentru că este cu neputință, dacă el va lichida și nu are încotro toate aceste grupuri mafiote care stăteau în jurul Petromidiei, să nu-și iau un glonț în cap. Odată cu intrarea în Petromidia, în februarie 2001, Dinu Patriciu răstoarnă cifrele, reclamă existența unor datorii nemenționate în caietul de sarcini și cere guvernului Năstase amânarea plăților. Contractul inițial este modificat la câteva luni după plata primei tranșe. Motivul invocat este un caz de forță majoră, o avarie la o instalație. Unul din reactoare a fisurat în noiembrie 2001 la instalația HDV și a primit să schimbăm reactorul. Este motivul pentru care în decembrie 2001, succesoarea FPS, APAPS, acceptă o întârziere de la plata ratelor cu o dobândă de 4,3 milioane de dolari pentru ratele restante. Grupul acesta, care l-avea ca exponent pe Dinu Patriciu, a profitat de corupția îngrozitoare a guvernării respective și a schimbat datele contractului de așa manieră încât au făcut ce au vrut. Același guvern Năstase acceptă și calculele lui Dinu Patriciu în privința datoriei. Un document din 2004 menționează existența, în februarie 2001, a unor creanțe de 82 de milioane de dolari necuprinse în caietul de sarcini în momentul privatizării. În 2003, aritmetica guvernamentală scoate totuși la lumină o datorie către bugetul de stat de 325 de milioane de dolari plus dobânzi și penalități. Creanța istorică de 603 milioane de dolari îl ajunge din urmă pe Dinu Patriciu, înainte de a fi achitat ultima rată pentru rafinărie. Este momentul în care guvernul Năstase dă o ordonanță de urgență special pentru Petromidia. Asta e obiect strategic. Omul are o problemă. Cum îl ajut? Sunt trei moduri de a-l ajuta. Vrea acțiunile și investește, caută un investitor care să rezolvă problema societății. Guvernul alege o a treia cale. Transformă în premieră întreaga datorie în obligațiuni de câte 25 de euro, subscrise de stat. Ministerul Finanțelor se alege cu peste 22 de milioane de obligațiuni, pe care compania se obligă să le răscumpere în maximum 20 de ani, plătind dobândă. Ordonanța pentru conversie datoriei Petromidia în obligațiuni intră în vigoare pe 28 octombrie 2003, dar se aplică retroactiv, de pe 30 septembrie. O a doua inadvertență e legată de actul care îi succede. Convenția de emisiune a obligațiunilor este semnată de Dinu Patriciu și de Mihai Tănăsescu pe 5 decembrie 2003, cu toate că ministrul finanțelor primește mandat de la guvern abia o săptămână mai târziu. Nu a fost deloc imorală, ci a fost o operațiune comercială. Convenția de emisiune reduce scadența de la 20 la 7 ani. Executivul acceptă în rest toate cerințele Rompetrol. Adrian Năstase refuză să mai deschidă subiectul. Aflat în negocieri de preaderare, guvernul primește avizul de principiu al Comisiei Europene pentru ca favorul să nu se considere ajutor de stat. Consiliul Concurenței ajunge în 2005 la aceeași concluzie. Tot în 2005, în Parlament, ordonanța PSD e îmbrățișată de noua majoritate PNL-PD-PC. Președintele Traian Băsescu promulgă legea pe 6 aprilie 2005, fără obiecții. Un detaliu esențial trece neobservat. Guvernul nu transformase datoria într-o singură obligațiune, în valoare de 760 de milioane de dolari, ci în peste 22 de milioane, fragmentând-o. Consecința e vizibilă 7 ani mai târziu. Ce n-a analizat? Nimeni n-a analizat combinația, da. Ce faci dacă ei plătesc o parte din datorie, dar nu toată, în așa fel încât statul nu reia controlul întregii companii. Eu, de gândul în ziua de astăzi, nu aș fi de acord cu analiza aia din 2003, da? Perfect. România, 2003. Pe 7 aprilie 2004, Petromidia e listată la bursă, ziua în care Dinu Patriciu vinde ieftin dimineața propriile acțiuni pentru a le cumpăra scump seara, avea să fie unul dintre punctele cheie de la care pleacă mai târziu celebrul dosar Rompetrol. Dinu Patriciu pierde astfel intenționat aproape 9 milioane de dolari în doar câteva ore. Alții câștigă, printre ei Vereștoi Otilo, Camelia Voiculescu, ori Sorin Roșta Stănescu. O mare societate românească a fost listată pentru prima dată pe bursă și era previzibil că acțiunile vor crește. Și asta m-a făcut să mă număr printre cei
vreo 3.000 de cetățeni care au cumpărat acțiuni în speranța că vor câștiga. În 2007, Dinu Patriciu primește de la guvernul tăricianu permisiunea de a vinde rafinăria fără opreliști. Responsabilă să urmărească dacă investitorul s-a achitat sau nu de toate obligațiile din momentul privatizării, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului acceptă încheierea monitorizării post-privatizare, deși datoria nu era plătită. În contractul pe care Fondul Proprietății de Stat l-a semnat, am inclus nu numai obligația de a fi plătit aceste datorii în întregime, ci și garanții pentru plata lor sechestre pe pachetele de acțiuni. Călin Popescu-Tăricianu a refuzat un interviu filmat. Președintele de atunci la VAS, Teodor Atanasiu, fost administrator al uneia dintre firmele lui Dinu Patriciu, pasează la rândul lui responsabilitatea. Cum ați văzut exact, știu că s-a încheiat monitorizarea, fiindcă aceea era perioada maximă de monitorizare prevăzută în contract și dacă tot ceea ce a fost cuprins acolo a fost realizat, atunci, în mod normal, direcția de monitorizare post-privatizare prezenta Consiliului un raport în care cerea încheierea monitorizării. Câteva luni mai târziu, Dinu Patriciu începe negocierile pentru vânzarea Rompetrol. În vara lui 2009 face anunțul. Afacerea e preluată de compania de stat kazahă, Kazmunaigaz. Prețul tranzacției rămâne necunoscut. În august 2009, proprietarii rafinăriei scriu Ministerului de Finanțe că vor să negocieze răscumpărarea anticipată a obligațiunilor. Premierul Emil Boc îi mandatează pentru discuții pe președintele ANAF, Sorin Blejnar, și pe secretarul de stat de la Justiție, Alina Bica. Prima ofertă scrisă apare cu 3 luni înainte de scadență. Documentul arată intenția companiei de a plăti doar o mică parte din creanță în numerar. Suntem dispuși să facem eforturi să rambursăm până la 100 de milioane de dolari în numerar până la 30 septembrie 2010. Suntem de părere că ambele părți vor fi interesate de o oportunitate pe termen mediu de a răscumpăra acțiunile după conversie, printr-un mecanism care ar putea să includă numerar și sau produse petroliere pentru consumul instituțiilor guvernamentale. O lună mai târziu, compania anunță ministerul că răscumpără o parte din obligațiuni cu banii jos. Ministerul acceptă tranșa parțială de 54 de milioane de euro, în ciuda discuției în care președintele Traian Băsescu și șeful fiscului, Sorin Blejnar, conveneau să fie găsită o alternativă. Am primit o hârtie de la Rompetrol. Da. Vineri seară, mâine, urmează să ne facă o plată de 54 de milioane... Măi, fiți atenți că aici intrăm în altă belea. Cred că e un truc. Aveți grijă să nu ne trezim în situația în care spun băieți, v-am dat 54 de milioane, de restul luați acțiuni. Sunteți minoritari, asta e viața. Din păcate, asta o să fie. Mă, vorbește cu ministrul justiției, găsiți o soluție să... Am înțeles. Bine, domnule președinte. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, post-avocat al lui Dinu Patriciu, refuză azi să clarifice dacă se mai putea emite în ultimul moment o nouă ordonanță în favoarea statului. Nici Sorin Blejnar, nici Traian Băsescu nu vor să mai discute despre subiect. Pe 17 septembrie 2010, Kazmunaigaz mai propune o variantă, prelungirea scadenței pentru restul datoriei cu încă 5 ani. Guvernul Boc acceptă să dea ordonanță, dar compania se răzgândește, majorează capitalul și schimbă obligațiunile în acțiuni, în baza legii din vremea guvernului Năstase. Statul rămâne minoritar la Petromidia. Rompetrol a recurs la o șmecherie. A plătit 50 de milioane de euro și cealaltă sumă a transformat-o în acțiuni. De ce? Ca statul român să nu fie majoritar în firma respectivă. Noi am pus sechestru pe bunurile Rompetrol ca să ne recuperăm prejudiciu și am acționat în judecată. În contul datoriei rămase, guvernul primește 44,6% din acțiuni, dar nu le recunoaște. La prețul pieței, valoarea lor este de cel puțin 3 ori mai mică decât creanța de 690 de milioane de dolari. Today we don't have any debts to Romanian state, so we are today we paying taxes in a range of $1.8 billion every year, so historically we have paid being here from 2007. More than $10 billion as taxes to Romanian state budget. So, in this perspective, I wouldn't speak about any debts or issues related to our activities here. Imediat după scadență, compania face a doua ofertă în scris. Să cumpere integral, în decurs de 6 ani, acțiunile emise în ziua precedentă, dar nu la valoarea creanței, ci la prețul pieței.
Ministerul dă în judecată Rompetrol pentru plata integrală a datoriei în numerar, dar continuă negocierile pentru a obține banii înainte de sentință. Eșecul echipei Blejnar-Bica aduce în 2011 la masa discuțiilor Ministerul de Interne, inclusiv cu ofițeri din fostul 2 și un sfert, fără atribuții oficiale în recuperarea creanțelor. Că din comisia condusă de un secretar de stat au parte și astfel de persoane, nimic nu o subsoare. Nu găsesc nicio logică, niciun element. Poate mie îmi scapă. Traian Igaș, ministrul desemnat de premier să urmărească negocierile, susține azi că statul ar fi fost foarte aproape să recupereze de la Rompetrol aproape 400 de milioane de dolari și o diferență în benzină. Nu ne lipsea mult să recuperăm această sumă în integralitatea ei, și prin faptul că cei de la compania Cazmunite se ofereau să completeze, pe lângă sumele de bani, cu cantități de petrol către anumite structuri ale statului român. Acea livrare putea fi ușor încadrată la evaziune. Oamenii mi-au spus niște chestii de te crucești. Le-am spus, de aici nu mai ieșiți, decât legați și cu duba, dacă nu acceptați ce vă spunem noi. Deci amenințări nu voalate, deschise, directe, din partea reprezentanților statului român. I can admit this, that we had very, not a threat, and so threat is not a good word for this. So we had very strong counterparts on the other side of the table, which was trying to impose some conditions, which in our opinion was not legal, so and we challenged these conditions in the courts. And we won the first hearing of the course. Premierul Emil Boc e împăcat. Ce a ținut de noi în guvern am făcut. În rest, datele politice și economice nu le am. Schimbarea guvernului transferă negocierile de la interne la externe. Șef este desemnat Mihnea Constantinescu, fost director de cabinet al premierilor Roman, Stolojan, Văcăroiu, Năstase și Tăriceanu. Guvernul ungureanu cade, iar succesorul său, Victor Ponta, trimite negocierile la Ministerul Economiei. Ne-am întâlnit de 2 ori, au fost discuții generale în care ambele părți au constatat că ne aflăm în instanță cu un litigiu și discuțiile au durat foarte puțin la momentul respectiv, fără concluzii. Tot în 2012, guvernul Ponta cere suspendarea procesului. Nu cunosc despre o astfel de decizie, deci probabil că este ulterioară plecării mele de acolo, pentru că procesul se afla în curs. Documentele oficiale îl contrazic pe fostul ministru. Guvernul și Cazmunaigaz cad la înțelegere câteva luni mai târziu. În februarie 2013, șeful OPSPI, Gabriel Dumitrașcu, semnează memorandumul prin care statul se angajează să renunțe la pretențiile asupra datoriei. Urma să primească, în schimb, 200 de milioane de dolari pentru 26% din pachetul de acțiuni. În plus, proprietarii Petromedia se angajează la investiții în România de până la 1 miliard de dolari în 7 ani, printr-un fond româno-kazah finanțat 80% de guvernul de la Astana. De 2 ani și jumătate nu se întâmplă nimic. Din păcate a rămas pe hârtie. Un an s-a pierdut cu baie lege, baie hotărâre de guvern, o comisie care monitoriza implementarea, care coordona, în fapt. Dar era coordonată de un consilier al primului ministru, care era supervizat de un alt desemnat al primului ministru. Tot ce a făcut în acest timp guvernul a fost o comisie. Coordonator a fost desemnat Sorin Încuțescu, la acea dată consilier pentru probleme economice al premierului, promovat între timp secretar de stat la Ministerul Economiei. Supravegherea i-a fost încredințată unui alt consilier al lui Ponta, același Mihnea Constantinescu. Cei doi, coordonatorul și supervizorul, s-au derobat de răspundere. Nu au participat la nicio ședință a comisiei, nu au semnat niciunul din procesele verbale. La mine nu a ajuns niciun document pentru semnat și nici regulamentul de organizare și funcționare. Practic putem spune că grupul acela de lucru nici nu a funcționat. Singurele consecințe vizibile ale înțelegerii rămân deocamdată vizita oficială a lui Victor Ponta în Kazahstan în iunie 2013 și anularea oricărei pretenții din partea statului pentru vechea datorie. Numele și semnătura lui Victor Ponta apar în câteva momente cheie. Primul guvern Ponta recunoaște prin ordonanță pachetul de acțiuni ca fiind al statului. Al doilea guvern Ponta încheie memorandumul din care statul nu a obținut încă un beneficiu concret și îl aprobă în ianuarie 2014 prin hotărâre de guvern. Al treilea guvern Ponta retrage o lună mai târziu, în scris, acțiunea din instanță.
Decizia de a încheia procesul în favoarea Rompetrol înainte de a aștepta sentința definitivă este asumată personal de Victor Ponta, printr-un document semnat în februarie 2014, în scurtul său interimat la finanțe. Statul renunță astfel la orice pretenție asupra celor 690 de milioane de dolari. Constantin Niță, ministrul energiei la momentul tranșării afacerii, exclude existența oricărei datorii. Estimați că vom recupera ceva din datoria aceea de care se vorbea, de 600 de milioane de dolari? Nu. Deci se face o mare confuzie. Ministerul Energiei nu vinde creanțe, vinde acțiuni. Un alt detaliu ascuns al acordului dintre stat și Rompetrol este acela că în spatele înțelegerii a stat, între alții, generalul american în retragere Wesley Clark. Prezentat de Victor Ponta în iulie 2012, drept consilier onorific, generalul Clark era la acea dată și consilierul pentru probleme strategice al guvernului kazah pentru Europa Centrală și de Est. Yes, we had some consultation with this person as well, among the other persons, which we also discussed in the subject, and hopefully so with all this information helped us to came to certain agreement. Of course, it's not easy to justify and to understand the information coming from different sources, and then it's very important to have people who can help you with this understanding. Digi24 i-a trimis generalului Wesley Clark, în scris, solicitarea de a-și clarifica rolul în această negociere. Nu am primit însă niciun răspuns. Premierul Ponta a avut, în schimb, o reacție ambiguă. Domnule prim-ministru, generalul Clark a consiliat statul kazah în chestiunea Rompetrol. Știați de acest lucru? Vă mulțumesc mult de tot pentru tot ce doriți dumneavoastră să transmit. În lipsa unor clarificări publice, guvernul trece în iulie la fapte și aprobă strategia de privatizare a 26% din acțiuni. Nu e foarte rentabil să fii un acționar minoritar. Și atunci e destul de logic că statul vrea să iasă din acest aranjament și să recupereze cât de mulți bani poate pe acțiunile respective. Evident că cel care are interes să cumpere acel pachet e de fapt Rompetrol. Trebuie totuși să cumva ne asigurăm că statul nu vinde prea ieftin acel pachet. Teoretic, Consiliul Concurenței a impus o procedură competitivă. Practic însă, acționarul principal are cumpărarea ca și parafată pentru 200 de milioane de dolari. Cheia e în investițiile făcute în ultimii ani în rafinărie cu bani împrumutați de la compania mamă, Gaz-Unaigaz. These investments needs to be shared with the buyer. So for us, we have a privilege here. We don't need to share this burden of the investment with ourselves, and the cost of 200 million. So for us, it's not going to be the big cost. If the others investors should come, so we will have to discuss this topic, and for them, the value will not be just 200. So it's going to be much higher. Blocajul birocratic de la București dezavantajează statul. Concret, este amânat momentul în care compania kazahă trebuie să aducă cele 150 de milioane de dolari pentru crearea fondului de investiții, care ar compensa în mod real creanța. Răzvan Nicolescu, singurul ministru apolitic al energiei, a insistat pentru crearea fondului cu un consultant extern, înainte ca statul să-și vândă din nou acțiunile, pentru a obține nu 200, ci 350 de milioane de dolari. Nu a reușit. A fost un blocaj în comisie legat de angajarea acestui consultant, pentru că intenția era de a înființa acel fond înainte de dezolvarea finanțării. Actualul ministru are altă părere. Era important să trecem în guvern memorandum în care anunțam că trecem la procedurile de vânzare. În termen de 10 luni ar trebui să vedem și fondul creat. De cealaltă parte, Parlamentul, cel care a validat an la rând, aproape în unanimitate, înțelegerile cu statul favorabile Rompetrol, reclamă acum o afacere păguboasă și dă să facă tot o comisie de anchetă. N-a fost o afacere bună atâta timp cât pierzi 600 de milioane. După 15 ani, statul a încasat efectiv din primul contract de privatizare 55 de milioane de dolari. Alte 700 de milioane, datoriile rafinăriei Petromidia, s-au evaporat printre acte normative.
la capătul a 10 guverne, un proces la care a renunțat, este pe cale să tragă linie și să primească 200 de milioane de dolari. Restul e birocrație sau noroc. Invitat.